Între timp, liderul Platformei Demnitate și Adevăr anunță eșuarea eforturilor de unificare a forțelor de dreapta. Andrei Năstase a declarat că formațiunea pe care o conduce este pregătită să meargă în scrutinul prezidențial cu propriul candidat. Andrei Năstase a declarat în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune că a luat act de posibilitatea că Partidul Acțiune și Solidaritate ar putea propune propriul candidat în alegerile prezidențiale, și anume pe liderul formațiunii Maia Sandu. Vom constata că efortul nostru de a coagula forțele, așa cum am lansat acest apel, a eșuat și vom proceda exact cum procedează un partid în asemenea condiții. Potrivit liderului PPDA, formațiunea pe care o conduce este pregătită să meargă în scrutinul prezidențial cu propriul candidat. Noi am spus în decizia Consiliului Politic Național al Platformei de Demnitate și Adevăr că noi avem și suntem pregătiți pentru a participa cu propriul candidat la următoarele alegeri. Răceala dintre Andrei Năstase și Maia Sandu s-a evidențiat după alegerile locale din toamna trecută, în care liderul PPDA a pierdut lupta pentru primăria capitalei. Cele două formațiuni nu au mai făcut front comun în consiliile locale, inclusiv în Consiliul Municipal Chișinău.